dau startul, deschid dușile, cu mine răsare soarele, încerc să fiu prima, să deschid sediul EMAG de câte ori pot. Când am venit aici, am fost un pic surprinsă de viteza cu care se făceau lucruri. Eram obișnuită cu un ritm un pic mai lent, deciziile se luau un pic mai greu. Aici am venit cu o soluție, imediat, instant, m-am trezit că hai să o implementăm. Păi, ok, nu mă așteptam să fie așa de repede, hai să-mi fac un plan. Este o firmă care e în continuă creștere și din câte am văzut până acum, nu dă niciun semn că ar vrea să se oprească. Eu sunt din Ploiești și prima dată când am venit în București mi-a luat destul de mult să mă acomodez, adică am fost foarte obosită, ritmul era un pic cam alert pentru mine, dar după o perioadă am reușit să mă integrez. Traficul este fenomenal, energia pe care o degajă orașul este magnifică, nu ai cum să nu vezi ceva interesant sau să nu te amuzi de ceva întâmplări din trafic. Cred că e motivul pentru care sunt energică în fiecare dimineață și motivul pentru care vin foarte aprinsă la muncă și gata să fac treabă. Vin cu motocicleta vara, în rest metro, autobuz. Cred că fiecare dintre noi avem o nebunie pe care putem să o canalizăm spre ceva productiv. Aceasta e o nebunie a mea cu motor. Mai am nebunii cu basketul. Am făcut basket vreo 12 ani. Întotdeauna mi-am dorit să devin un om mai complet și să cunosc cât mai multe lucruri din cât mai multe domenii. Însă, pentru acest lucru ai nevoie să fii înconjurat de oameni diversi, culturi diferite, gândiri diferite. Iar EMAG e cel mai bun loc pentru așa ceva. Sunt anumite situații dificile, ne lovim de anumite provocări, dar întotdeauna se va găsi cineva care să spună o glumă, să detensioneze situația. Avem o tradiție, ieșim în fiecare lună cu echipa la bere și acela e momentul în care reușim să aducem persoane și din alte departamente și să socializăm un pic mai așa, ca un spirit liber ce suntem. E tot timpul o forfotă, tot timpul te lovești de câte cineva care poate să te ajute în anumită situație, niciodată nu e singur și mai mult decât atât știi că poți să te bazezi pe oricine.